Gata, eu sunt pregătit. Da. Bine ați venit la ședința Consiliului Județean de astăzi. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 97 din 05.04.2021 a președintelui Consiliului Județean, comunicată în termen prevăzut de lege, la ședință din totalul de 35 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți 34. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. În mod evident am solicitat și prezența aparatului de specialitate pe fiecare domeniu. Mulțumesc prezenței mass media. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordine de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31.03.2021, depunerea jurământului de către doamna Popescu Gagiu Ștefana, consilier județean al cărui mandat a fost validat prin încheierea numărul 13 din 24.02.2021, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția 1 civilă, în dosarul numărul 3115/110/2020, comunicată cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 5756 din 31.03.2021. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 5 metri pătrați din zona drumului județean DJ252, situată în sat Găiceana, comuna Găiceana din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea Delgas Grid S.A. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între județul Bacău prin Autoritatea Deliberativă, Consiliul Județean Bacău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, în vederea derulării proiectului Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru o Viață Mai Bună din cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor. Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, a sumelor prevăzute la articolul 6, aliniatul 6 din legea 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 și proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C din legea 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La punctul 1 din ordinea de zi dau cuvântul doamnei Zara Elena Cătălina, secretarul general al județului, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2021. Mulțumesc, domnule președinte. Conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 31 martie 2021. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă, în unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. La punctul 2 din ordinea de zi, doamna Zara Elena Cătălina, secretarul general al județului, dă citire încheierii numărul 13 din 24.02.2021, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția 1 civilă, în dosarul numărul 3115/110 din 2020, comunicată cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 5756 din 31.03.2021. Vă rog, doamnă secretar. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Încheierea ședinței Camerei de Consiliu de la 24 februarie 2021, instanța constituită din președinte Petronela Maria Mateiș și grefier Elena Ianuș,
Penal fiind soluționarea cauzei civile promovate de către pretendul secretarul general al Consiliului Județean Bacău, în contradictoriu cu intimata Popescu Gagiu Ștefana, având ca obiect validare mandat consilier. La apelul nominal, făcut în ședința din Camera de Consiliu, la strigarea cauzei la ordine, lipsesc părțile. Desfășurarea ședinței de judecată este înregistrată cu mijloace tehnice audio în conformitate cu dispozițiile articolului 231 alineatul 2 din noul Cod de Procedură Civilă. S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință în conformitate cu prevederile articolului 121 alineatul 2 din hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii numărul 1375/2015, care evidențiază părțile cu obiectul pricinii, stadiul procesual, modul de îndeplinire a procedurii de citare, respectiv faptul că procedura este fără citare a părților, după care, în ceea ce privește procedura de citare, instanța constată că procedura este îndeplinită fără citare părți. Față de dispozițiile articolului 122 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, coroborat cu dispozițiile articolului 532 alineatul 1 din Codul de Procedură Civilă, instanța constată că în această cauză competența a fost stabilită de Curtea de Apel Bacău în regulator de competență, Tribunalul Bacău fiind competent să soluționeze prezenta cauză. S-au verificat actele și lucrările dosarului și constatând cauza în stare de judecată, reține dosarul cauzei împrumutare și trece la deliberarea asupra fondului, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților astăzi după ședință prin mijlocirea refei instanței. Pentru motivele invocate în considerente pe care nu le mai citim, în numele legii dispune, admite cererea promovată de către petentul secretarul general al Consiliului Județean Bacău, cu sediu în municipiul Bacău, strada Calea Mărășești, numărul 2, județul Bacău, în contradictoriu cu intimata Popescu Gagiu Ștefana, cu CNP-ul menționat, cu domiciliul în municipiul Onești, strada Libertății numărul 3, scara A, apartament 4, județul Bacău, având ca obiect validare mandat consilier. Validează mandatul de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău al domnului Popescu Gagiu Ștefana, aflată pe lista de supleanți a Alianței PNL-USR Plus, executorii cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, declarația de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău. Dispune comunicarea prezente în chiar și prefectului județului Bacău, pronunțată astăzi 24.02.2021 prin impunerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Mulțumesc! Invită doamna Popescu Gagiu Ștefana să depună jurământul. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicit pe doamna Popescu și doresc bine a venit în Consiliul Județean, îi doresc o activitate bună și fructuoasă, alături de noi. Mulțumesc! Trecem la punctul 3. De pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 5 metri pătrați din zona drumului județean DJ252, situat în sat Găiceana, comuna Găiceana, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Aș vrea doar pe scurt că ați avut la mapă materialul și l-aș supune imediat la vot. Ce vreau să vă propun? Propun că acest proiect, ținând cont că e o chestiune tehnică, să-l supunem direct la vot. Sunteți de acord? Ca atare am să supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat și cum l-ați avut și în comisii și în mapă. Cine este pentru?
Se abține cineva? Voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum a fost prezentat. La punctul 4 din ordinea de zi se prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între județul Bacău, prin autoritatea deliberativă a Consiliului Județean Bacău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, în vederea derulării proiectului Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru o Viață Mai Bună, din cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor. Vă rog pe scurt, doamna secretar, dacă... Președinte, acordul de colaborare are ca obiect cooperarea cu privire la identificarea și aderarea modalităților de realizare a acțiunilor comune pentru punerea în aplicare a activităților aferente proiectului Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru o Viață Mai Bună, din cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor, apelul de proiect de creșterea incluziunii și abilitarea romilor, runda a doua. Beneficiarii direcției proiectului vor fi elevi de etnie romă din ciclul primar și gimnazial, adulți de etnie romă aflați în situație de vulnerabilitate, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității din satele Poiana, Negustorului din Buda, Comuna Brăgești și din cartierul Șupana al orașului Comănești, județul Bacău. Obiectivele proiectului sunt creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru rom, abilitarea romilor, combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Principalele activități derulate în cadrul proiectului vor fi dezvoltate pe următoarele coordonate: educație pentru nutriție și o viață sănătoasă, educație pentru sănătatea copiilor, furnizarea de servicii medicale integrate, inclusiv campanie pro-vaccin anti-COVID, instruiri în comunitate, activități de informare și consiliere a beneficiarilor și a familiilor acestora, furnizare la drepturi și servicii garantate de stat, organizarea de focus grupuri ca premisă pentru formarea grupurilor de acțiune comunitară, organizarea de evenimente de promovare a istoriei, tradiției și culturii rome, oferirea de sprijin material pentru sprijinirea membrilor grupului țintă. În acordul de colaborare nu sunt prevăzute responsabilități de natură financiară sarcina Consiliului Județean Bacău. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect încheierea unei colaborări cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, în vederea creșterii incluziunii și abilitării romilor, motiv pentru care propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Județul Bacău prin autoritatea deliberativă Consiliului Județean Bacău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău, în vederea derulării proiectului Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru Viață Mai Bună, din cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 5. Din ordinea de zi, am să prezint eu referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău a sumelor prevăzute la articolul 6, aliniatul 6 din legea 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. În referatul de aprobare, dumneavoastră l-ați avut la mapă, s-a avut în vedere, n-am să citesc ceea ce scrie în referatul de aprobare, am să explic care a fost mecanismul sau am încercat să găsesc un criteriu prin care să repartizez către UAT-urile din județ o sumă care să echilibreze bugetul. Să echilibreze bugetul localităților. Am avut în vedere, în primul rând, asocierile pe care le vom face și le vom vota în bugetul aparatului propriu al Consiliului Județean cu câteva din orașele din județul Bacău, și aici mă refer la municipiul Bacău, mă refer la municipiul Moinești, mă refer la Onești, Târgu Ogna și Buhuș. Ca să înțelegeți de ce acolo au fost sume zero față de celelalte localități care au o sumă prevăzută. Având în vedere că solicitările primarilor au fost undeva la 800 de milioane și alocările sunt undeva la 27 de milioane, faceți o diferență să vedeți necesitatea față de cât s-a alocat. Este o sumă insuficientă, evident, e o sumă care probabil va stârni și nemulțumiri, dar asta este suma.
am încercat să împart și de fapt s-a făcut o sumă împărțită pe număr de locuitori, pe fiecare locuitor, și acea sumă a fost înmulțită pe fiecare UAT. Cam asta, cam așa s-a repartizat, de fapt cam asta a fost un criteriu pe care l-am stabilit. Știți că legea nu prevede un criteriu prin care să se repartizeze acești bani. Există în mod evident și o latură politică în alocarea asta, lăsând la nivelul deliberativului aprobările de repartizare. Eu am făcut o propunere pe un anumit criteriu, încercând să împart o sumă mică la nivelul fiecărei primării sau pe număr de locuitori. Cam ăsta a fost principiul și cei care nu s-au regăsit pe lista acolo se vor regăsi într-o asociere. Sumele sunt, o să vedeți că în asocieri sumele sunt consistente, cel puțin pentru municipiul Onești. O să vedeți că o să avem asocieri și pentru municipiul Bacău, și pentru Târgu Ocna, și pentru Moinești. Numai cine nu a solicitat asocieri, nu a avut. Vă mulțumesc. Deci dacă aveți, vă rog, domnul. Da, am înțeles algoritmul după care ați făcut vreastră procureți distribuirea sumelor. E un pas înainte, e o oarecare relație între nevoile comunităților și sumele pe care alocăm. Dar cred eu că, așa cum ați făcut vreastră algoritmul, el trebuie perfecționat. Și vin cu propunerea, probabil acum nu mai este timp, dar vin cu propunerea de a introduce în algoritm și suprafața. Pentru că așa cum ați spus dumneavoastră și cum ați propus, comunele sunt dezavantajate în raport cu localitățile urbane. Localitățile urbane au densitate mare, au mulți locuitori și atunci primesc sume mai mari prin faptul că sunt aceiași, au acest mare număr de locuitori. După cum știți, în legea finanțelor publice, formula prin care se alocă bani pentru comunități include și suprafața. Rămâne ca noi să decidem sau să propunem ca această pondere a suprafeței să fie 80%, 60%, după cum vom considera pe viitor. Cred că în felul ăsta ar aduce un echilibru și ar fi mai, sumele care merg către mediul rural, ar fi mai consistente. Localitățile urbane au și alte venituri, au avantajul că au mulți salariați, au venituri din impozit și au alte posibilități de a-și constitui bugetul. De aceea, cred eu că trebuie să avem în vedere și acest criteriu. Pe de altă parte, ați făcut vorbire despre faptul că localitățile care au solicitat asocieri sau vor avea asocieri cu Consiliul Județean nu au primit bani. Dacă puteți să ne spuneți care sunt acele proiecte. Știm la Mâinești, da. E șoseaua industrie, e bine. Știm la Mâinești, sunt acei 800 de metri care fac legătura cu podurile, poate mai este și alt proiect, dar la Bucuș nu știm, la Târgu Ocna nu știm. O să vă... Da? Poate ne spuneți da. ce investiții da. O să vă răspund pe fiecare ce probleme ați ridicat dumneavoastră. Dacă îmi spuneți, dacă ați terminat, intrăm pe... Vă mulțumesc. O să iau invers decât cum ați prezentat dumneavoastră problema și am să vă răspund și la ceea ce ați spus legat de criterii de repartizare. În primul rând, să știți că în ședința următoare, care va fi o ședință ordinară, o să prezint toate asocierile, pentru că trebuie să aprobate în Consiliul Județean. Ca atare, ar însemna oarecum, nu neapărat să mă antepronunț, înainte o să vă prezint la mapă, o să vă trimit bugetul, o să vedeți cum este repartizat pentru aparatul de specialitate, pentru unitățile din subordine și asocierile care sunt propuse atât pentru municipiul Bacău, Târgu Ocna, Moinești, și Moinești mai are o propunere de asociere, Buhușu, cred că două. De asta încă nu sunt decantate foarte bine aceste lucruri, să vedem care e procentul în care noi participăm ca și Consiliul Județean.
În altă ordine de idei, ceea ce ați propus dumneavoastră este foarte... E corect, dar să nu uităm că legea bugetului de stat, deși s-a făcut propunerea prin UNCJR, noi am făcut propunere prin UNCJR, știu că s-a discutat la un moment dat să nu se mai deroge de la articolul 32 și 33. Articolul 32 și 33 prevede o formulă de repartiție de la care nu se poate abate nimeni. E vorba de venitul realizat la nivelul fiecărui UAT, e vorba de suprafață, de număr de locuitori și se creează o formulă de calcul. Aș fi fost foarte fericit ca în acest proiect de lege, de buget, să nu apară această derogare. Și atunci lucrurile erau liniștite, nu mai treceau prin noi, aplicam formula și așa se împărțeau banii pentru fiecare localitate. Presupun că a fost un rost pentru care s-a aplicat această derogare. Și cred că rostul prin care s-a aplicat este să lase undeva în deliberativ repartizarea de sume. Cred că am răspuns pe ambele... Vă rog! Localitățile care nu au până acum, nu și-au intenționat până acum intenția de asociere cu Consiliul Județean, nu mai pot face? Respectiv, Comănești... N-am spus nu. N-am spus că nu mai pot face. Eu am spus doar ce am primit până la această oră și ce prind în buget. Pentru că gândiți-vă că noi nu putem să trecem dincolo de data de 21. Avem un termen în care trebuie să aprobăm și bugetul aparatului de specialitate și a unităților aflate în subordinea Consiliului Județean, inclusiv acele asocieri. Se poate face și pe parcursul anului, deci nu reprezintă o problemă. Mulțumesc! Dacă mai sunt, aveți amendamente la proiect? Știu că există un amendament, dacă nu mă înșel, exprimat în comisie? La următor. Ah, da, scuze. Amendamente? Știu că una e teoria și alta e practica. Îmi pare rău pentru că ați încercat totuși să faceți, să aplicați în criteriu, să, din păcate, majoritatea UAT-urilor din județul Bacău, anul trecut, au cam fost lăsate să lupte singuri și împotriva pandemiei și cu factorii pentru plata utilităților sau a cofinanțărilor. Ca să nu mai spun de faptul că în decembrie, când guvernul chiar putea ajuta să dea o gură de aer, le-a dat doar pentru aproximativ un sfert din UAT-uri. Ținând cont de aceste lucruri, ținând cont de realitatea din teren, vă propun următorul amendament. Pentru Agăș, propun suma de 300.000 lei la Ardeoan, suma de 50.000 lei la Său, 500.000 de lei. Balcan, 500.000 lei. Berejvița, 340.000 lei. Berejvița, 580.000 lei. Versunț, 500.000 lei, Bârsănești, 480.000 lei, Blăcești, 350.000 lei, Bogdănești, 50.000 lei, Brustroasa, 300.000 lei, Bucium, 410.000 lei, Buhoci, 90.000, Căiuț, 540, Cașin, 400.000, Cleșa, 50.000, Colonești, 410.000 lei, Corbasca, 460.000 lei, Hoțăfănești, 480.000 lei, Dămenești, 350.000 lei.
Dealul Morină, 430 de mii lei, Băfteana, 800 de mii lei, Faraon, 435 de mii lei, Filipeni, 350 de mii lei, Filipești, 60 de mii lei, Găiceana, 90 de mii, Ghimeș-Făget, 50 de mii, Geosen, 70 de mii, Gârlen, 300 de mii lei, Glăvănești, 150, Gurăvăi, 500, Helegiu, 200 de mii lei, Hemeiuș, 64 de mii lei, Horgești, 450 de mii lei, Puruiești, 430 de mii lei, Itești, 56 mii lei, Izvorbele, 60 de mii lei, Leda Veche, 480 de mii lei, Lipova, 430 de mii lei, Livez, 50 de mii lei, Luizii Călugăra, 50 de mii lei, Măgirei, 70 de mii lei, Măgura, 50 de mii lei, Mănăstirea Cașin, 70 de mii lei, Mărginei, 400 de mii lei, Mătoșeni, 430 de mii lei, Negri, 350 de mii lei, Mihai Bălcescu, 250 de mii lei, Otopești, 350 de mii lei, Oitluz, 50 de mii, Oncești, 400 de mii lei, Orben, 470 de mii lei, Palanca, 450 de mii lei, Parava, 300 de mii lei, Parincea, 430 de mii lei, Pâncești, 440 de mii lei, Bărgărești, 250 de mii lei, Bărjol, 30 de mii lei, Ropana, 430 de mii lei, Pod Turcului, 430 de mii lei, Poduri, 580 de mii lei, Frăjești, 350 de mii lei, Răcăciun, 520 de mii lei, Răchidroasa, 430 de mii lei, Rancova, 70 de mii lei, Roșiori, 350 de mii lei, Sândulen, 470 de mii lei, Sărata, 250 de mii lei, Sascut, 570 de mii lei, Săucești, 480 de mii lei, Scorțeni, 380 de mii lei, Secuien, 50, Solon, 470 mii lei, Sănășești, 430 mii lei, Ștefan cel Mare, 580 mii lei, Strugari, 410 mii lei, Tamaș, 279 mii lei, Tătărăști, 400 mii lei, Târgu Drodoș, 500 de mii lei, Traian, 70 mii lei, Ungureni, 430 mii lei, Urechești, 70 mii lei, Valeseacă, 500 de mii lei, Vulturen, 150 mii lei și, în ultimul rând, Zemeș, 50 mii lei. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați reușit să... Supun la vot amendamentul împreună cu hotărârea. Cine este pentru? Ați numărat? Mulțumesc. Cât? 23. Și proiectul de hotărâre cu amendament. Cine este pentru? Se abține cineva? Da? Vă abține? Voturi împotrivă? Mulțumesc. Ați numărat? Deci proiectul de hotărâre cu amendamentul a fost votat cu o majoritate de 23. Vă mulțumesc. Vreți să vă rog. Și după aia o să... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, dumneavoastră ați venit cu prezentarea unui proiect de hotărâre, având în vedere toate elementele legale, dar și formulele de calcul privind alocările de cugetare.
Este de înțeles în momentul în care ați făcut precizarea cu privire la votul politic, grupul majoritar a făcut un amendament. Rugămintea mea către dumneavoastră, care sunteți un domn echilibrat, este ca în contextul în care a fost această reașezare de sume pentru toate bateurile din județul Bacău, să aveți în vedere și să avem în vedere Consiliul Județean echilibrarea de parcurs a necesităților și nevoilor concrete pe care unele dintre bateuri le vor avea, indiferent de culoarea politică. Vă pot informa că Grupul Pro-România va susține proiectele de echilibrare ale necesităților și nevoilor pe care alte comune le pot avea, chiar dacă în momentul de față poate fi luat în calcul o pierdere de alocări de credite bugetare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Vă rog, domnule consilier, eu am să răspund. Deci o să fac în felul următor. Aș vrea, totuși, o să răspund, mai avem un proiect de votat, și o să răspund la tot ce ați ridicat dumneavoastră, o să răspund eu, da? Vă rog, domnul consilier. Am văzut propunerea din proiect prezentat de dumneavoastră și amendamentul colegului dumneavoastră sau și al nostru. Dar la fiecare amendament trebuie să știm și sursa de bani, de unde vine. Este clar aici, a fost înțelegere între grupul nostru PSD. Noi venim cu o propunere, voi veniți cu un amendament. N-am văzut sursa de bani de unde este. Iar la unele unități s-au scăzut, iar la unele unități s-au crescut banii. Da. Vă răspund imediat. Da. Sursa de bani e aceeași. Sunt 27.140.000, dacă nu mă înșel, și modificările, din ce am înțeles eu, sunt între localități. Eu cred că acolo, referitor la echilibrare, s-a avut în vedere banii primiți în decembrie, la finalul anului, și de asta a apărut diferența. Asta a fost amendamentul colegului de la consilier județean, domnul Pravăț. Dacă luăm în calcul sumatețele comunilor și drumurile asfaltate din comune, unele comune unde ați crescut suma, sunt asfaltate din capăt în capăt, iar unele au 10-20% asfalt de așa ceva. Și atunci nu mi se pare corect că acolo unde toată comuna este asfaltată, s-a alocat o sumă mai mare decât ați spus în proiect și la unele deloc. Domnul consilier, haideți să facem discuțiile la sfârșit, să facem votul. Există, v-am spus de la început, eu am venit cu o propunere în fața dumneavoastră care a fost amendată. Propunerea pe care am avut-o având în vedere o sumă care să fie repartizată pe cetățeni. Evident că prin amendament s-a modificat, dar s-a modificat, trebuie să recunoaștem, că suntem într-un cadru deliberativ și trebuie să recunoaște că e și politică, fără niciun dubiu, așa cum a fost și în decembrie. În decembrie s-au alocat niște sume de bani fără să se aloce niciun leu comunelor care au fost nominalizate de către domnul consilier județean Silviu Pravăț. Asta a fost logica amendamentului. Eu aș trece, dacă sunteți, și o să vă dau cuvântul, aș trece la următorul punct de pe ordinea de zi și domnul consilier, dacă vă rog, dar eu vă spun că bine ar fi să trecem și la următorul punct de pe ordinea de zi, ca să putem avea discuțiile ulterior și să fim și operativi. Nu vreau să întindem o ședință care are 6 puncte pe ordinea de zi, foarte mult. Dar vă rog, pentru menținerea echilibrului. Din păcate, pentru locuitorii de Subacău, asistăm la o scenă de crozbus. Nu știu de ce vă preta sau în asemenea treabă, domnul președinte. Alții care au stat în scaunul dumneavoastră au fost mai bărbați. Au venit, au venit,
economic. Veniți cu acuzații de genul ăsta. Eu vă dau, iată, vă dau aceea, sunt sume de anul trecut de examen. Și vă dau două exemple. Itești, 56.000 de lei, anul trecut 56.000, anul ăsta 56.000. Izvor Belejul, anul trecut 60.000, anul ăsta 60.000. Nu le mai dau pe toate pentru că sunt identice. Nu era mai bine să răspunzi dintr-o dată? La ce ați mai produs acel algoritm? La ce s-au mai făcut acele calcule? Vă răspund la toate întrebările. Dacă este vot politic, e vot politic, spune oameni buni, este vot politic, nu funcționează niciun criteriu și merge pe vot politic. Dacă așa credeți noastră că așa veți câștiga respectul nostru... Așa considera majoritatea, domnul Vătăr. Așa considera majoritatea. Vorbiți cu președintele de partea noastră. Vă rog să intervenim unii peste alții, vă rog frumos să vorbim. Este un vot politic, deci e majoritatea, trebuie de la început. Eu propun ca la viitorul proiect cu drumul, să începem cu amendamentul. Ca să nu mai pierdem vremea. Cine are amendamentul, îl face și se votează amendamentul și am terminat. Că pur și simplu ne bată în jur de noi. Venim cu proiectul, apoi iată, avem un amendament, nu se poate așa ceva. Iată și aceleași comune sunt nedreptățite, pentru că o comună se dea 56.000 de lei, la mai spus, este o leafă de funcționare. Nu se poate așa ceva. Da. Mulțumesc frumos, să știți că ceea ce spuneți noastră, nu, aș rezerva după al doilea vot, să răspund eu unui consilier județean. Am stabilit totuși un mod de lucru în Consiliul Județean în care nu aducem considerații personale la nivel de persoană. Am spus de la începutul ședinței că această aprobare are două componente. O componentă administrativă pe care am prezentat-o eu și există și o componentă politică pe care și dumneavoastră ați aplicat-o. Atât în decembrie, cât și în ianuarie. Sunteți totuși, nu vă puteți comporta ca și cum ați fi în opoziție. Dumneavoastră sunteți la putere, celelalte comune care au o anumită culoare politică sunt în opoziție. Vreau să înțelegeți că sceneta de care m-ați acuzat, nu numai că mă și jignește, dar nu asta e important, că orgoliul meu este mult mai mic decât necesitățile UAT-urilor. Așa că o să trec peste partea asta. Noastră știți foarte bine și ați văzut, n-ați spus nimic în decembrie de modul cum s-au alocat banii. N-ați spus nimic în ianuarie de modul cum s-au alocat banii. Sunt 34 de milioane care s-au dat doar într-o anumită zonă în județul Bacău. Odată anexa 7 și odată hotărârea 1100 de la finalul anului. Fără să se aloce nimănui din cei care au fost citați mai devreme, niciun leu. Și nu a fost opoziție, n-a fost opoziție, n-a spus nimeni nimic. Am ieșit și am spus că o să echilibrez bugetul. Nu este nicio scenetă, mi-am asumat public lucrul ăsta. Dar trebuie să recunoaștem și am să spus că există o componentă politică. Dacă s-ar fi alocat în mod egal la toată lumea în decembrie ceea ce era de alocat, să știți că lucrurile ar fi stat cu totul altfel acum. În condițiile în care s-a deschis o anumită, și noastră faceți politică de ceva timp, eu nu fac, nu pot permite să zic că am o experiență politică în acest domeniu, dar am o experiență administrativă pe care mi-o folosesc în interesul tuturor de aici. Dar politic nu pot să spun că sunt un om politic matur, cum sunteți noastră. Și noastră știți foarte bine lucrul ăsta. Așa că o să trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat. Procesul. O să vă dau cuvântul la final, da?
Da, am găsit. Trecem la punctul 6 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C, din legea 15 pe 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. Fac o singură, aveți referatul la mapă, ați avut referatul la mapă, nu vreau să mă întind foarte mult, vreau să fac următoarea precizare. La nivelul Consiliului Județean, adică repartiția pentru drumuri județene, pentru noi, ca și aparat de specialitate, și nu s-a reținut nimic. S-au dat totul către UAT-uri. Sumele pentru drumuri județene au fost în sumă de undeva 12 milioane, au fost repartizate către UAT-uri pe număr de kilometri. Aveți amendamente și o să încep din partea dreaptă, grupul liberal. Aveți amendamente la proiect? Nu. Pro-România, vă rog. Mulțumim, domnule președinte. Noi avem un amendament în sensul următor. Suplimentare de credite bugetare pentru comunele, pentru UAT-ul Măgura, în cuantum de 50.000 de lei, de asemenea pentru UAT Bogdănești, în cuantum de 50.000 de lei, corelativ cu diminuarea creditelor bugetare aferente pentru comunele Podobești și Oncești. Dar, având în vedere propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră la începutul dezbaterii primului proiect de hotărâre, în sensul în care ne-ați asigurat de posibilitatea existării unor parteneriate între Consiliul Județean și respectivele UAT-uri, având în vedere că aceste propuneri au fost solicitate de către aleșii noștri locali, respectiv cei doi vicepriveri din cele două comune, pentru zonele de refacere și balastare, dar propunerile dumneavoastră pot însemna și dezvoltarea unor rețele de drumuri intercomunale, considerăm că dacă există din partea dumneavoastră această deschidere în sensul unei asocieri pentru constituirea unor drumuri județene, necesitățile ar fi mult mai importante sau realizările ar fi mult mai importante în sensul unei asocieri pentru constituire de drumuri județene sau refacere de drumuri județene decât aceste cheltuieli materiale necesare balastării unor drumuri comunale. Mulțumesc! Cred că faceți amendament sau ca să-l supun la vot? Noi am făcut acest amendament, dar în sensul în care, din partea dumneavoastră, există deschiderea pentru asociere în vederea desfășurării unor proiecte de drumuri județene sau intercomunale, atunci renunțăm la acest amendament. Mulțumesc! Alte intervenții? În aceeași logică a echilibrării bugetare și a reducerii disparităților între UAT-uri generată de cele două reducerii bugetare făcute de guvern, respectiv decembrie și martie, o să fac și eu un amendament la anexa la proiect cu precizarea pe care a făcut-o și domnul președinte, că nu au fost reținute sume la, pentru direcția Serviciului Public Județean de Drumuri, toate sumele existente în buget pleacă către UAT-uri. În ce sens vreau să subliniez această echilibrare bugetară? Peste 60 de UAT-uri de județul Bacău nu au primit nimic de la guvern la cele două rectificări bugetare, decembrie și martie, așa cum am zis. Rectificarea guvernului vizând doar cele 27 de UAT-uri PNL și, evident, reședința de județ Bacău, care se află în administrarea USR. Deci, cele 32 de milioane de lei în total au mers doar direcționat către aceste UAT-uri. Prin urmare, anexa la hotărâre propun să se modifice după cum urmează. Și ca să nu precizez la fiecare unitate administrativ-teritorială, sumele sunt în mii lei, da? Agăș 150. Ardeoan nu primește, a primit la rectificarea guvernului.
Asăl 207, Balcani 207, Berești Bistrița 137, Berești Azlău 207, Berzonți 207, Bârsănești 207, Blăgești 172, Bogdănești 20, Brusturoasa 150, Bucium 200, Buhoci nu primește. Căiuți 220, Cașin 200, Clejan nu primește, Colonești 199, Corbasca 200, Coțofănești 220, Damienești 190, Dealul Mori 280, Dofteana 400, Paraoane 200, Filipeni 180, Filipești nu primește, Găiceana nu primește, Ghimeș-Făget nu primește, Cioseni nu primește, Zârleni 130, Glăvănești de asemenea 0, Gurabăi 220, Elegiu 147, Hemeiuș 0, Corgești 200, Huruiești 200. Itești nu primește ca primit la rectificarea guvernului, Izvorul Befeciului de asemenea, Ledea Veche 200, Lipova 180, Livez 26, Luizi Călugăra nu primește, Măgirești de asemenea nu primește, Mădura nu primește, Mănăstirea Cașin nu primește, Mărgineni 200, Motoșeni 280, Negri 166, Nicolae Băcescu 110, Odobești 193, Oituz nu primește, Oncești 186, Orben 200, Palanca 210, Parava 137, Parincea 201, Încești 207, Pârcărești 110, Pârjor nu primește, Lopana 256, Podul Turcului 250, Poduri 290, Prăjești 150, Răcăciun 290, Răchitoasa 280, Racova nu primește. Roșiori 170, Sândulen 214, Sărata 100, Sascut 256, Săucești 200, Scorțeni 207, Secuieni nu primește. Solunți 207, Stănișești 280, Ștefan cel Mare 250, Strugar 207, Tamaș 120, Tătărești 200, Târgu Protuș 210, Traian nu primește, Ungureni 203, Urechești nu primește, Valea Seacă 200, Ultureni 100, Zemeș 100, Zemeș 0. Acesta este amendamentul. Vă rog să-l puneți la vot, domnule președinte. Supun la vot amendamentul și proiectul de hotărâre așa cum a fost amendat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? O abținere am sesizat, da? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul propus de domnul vicepreședinte Panfil. Vă rog. Domnule consilier, am văzut că a adoptat amendamentul propus de domnul vice, înțelegând clar că renunțați la amendamentul făcut de dumneavoastră. Da, s-a exprimat. Ca să fie exprimat expres, da? Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată. Ca atare declar ședința închisă. Mulțumesc. Din păcate, vă trebuie să continuă confruntarea cu rezultatul, poate să fie un an zero în care să nu mai spunem că ceilalți au făcut altfel și noi schimbăm lucrurile. Continuăm, deci, la fel, guvernul s-a lucit doar pe partea lui și cine la putere să meargă cu partea lui, nu mi se pare normal. Chiar am votat în comisie, am votat crezând că hai să terminăm cu rezultatul. Din păcate, și eu sunt nou în politică și nu mă așteptam să schimbe totul față de numărul. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnul Boca, dar vedeți dumneavoastră, am să răspund în felul următor. Am să vă răspund în felul următor la ceea ce spuneți dumneavoastră. Din păcate, ceea ce am văzut în decembrie și în ianuarie e de actualitate.
noi, ca și consilieri județeni sau ca și președintele Consiliului Județean, trebuie să găsim o formulă și s-a găsit o formulă de echilibrare prin amendament, să zic, făcut, care trebuie să recunoaștem că există o componentă politică, nu putem fi ipocriți din punctul ăsta de vedere. Da, mulțumesc. Domnul... Domnule președinte, am asistat astăzi la, mai ales la ultimul și pe ultimul amendament și proiectul de lege. Să știți că, din experiența mea, a spus că sunt două componente. Una tehnică a noastră și una politică. Cred că le-ați aplicat pe cele politice, dar să știți că nu am un izlăg într-o comună sau alta. Noi suntem aleși de cetățenii județului Bacău. Eu consider că noi le facem viața grea la majoritatea cetățenilor. Îi avantajăm pe unii și dezavantajăm pe alții. Cred că dacă acest județ n-ar fi condus, ar merge mai bine treaba în județ. Da. Deci ar merge mai bine, dar nu poți să dai la niște comuni săraci amărâte, care n-au nimic și au și câte 3 miliarde, 4, 5 obligații, nimic și la alții se ridici tot de la PSD. Este... Haideți să vă spun ceva. Asta e adevărul, ce să mai de la... Noi am venit, să știți că chiar sunt în bună credință și nu o să iau cuvântul niciodată atunci când veți lucra corect, toți. Dacă vă spuneți învățată de acasă să păcăliți, să știți că noi nu îi păcăliți, pe mine nu mă păcăliți, păcăliți cetățenii care vă ales. Dați-vă de vreo, dacă nu... Da. Doamna secretar. Haideți să știem într-un mod optimist bătălia pentru investiții și pentru a face bine cu ATU-urile de județe este important să vedem toată lumea. Sunt zone foarte sărace și mă bucur că în Consiliul Județean sunt oameni cărora le pasă. Dar vreau să mulțumesc în mod special societății de Curce Roșie, care s-a orientat cu acel proiect spre o zonă foarte sărată, nu știu zona din Comănești, dar zona din Valea lui Ion Blăgești, cred că nu putea fi aleasă o zonă mai potrivită decât acea zonă, având obiectivele din proiect. Felicit încă o dată pe doamna președinte Irina Florea și pe domnul director Babliu, că și-au orientat activitatea și în acest domeniu. Mulțumesc mult! O zi bună! Mulțumesc că am să răspund singur. Îmi cer scuze, domnul consilier județean. Trebuie să răspund totuși că am fost oarecum pe nedrept atacat. Ba scenetă, ba... Vă spun doar atât. În ianuarie, deci în luna decembrie și ianuarie, s-au alocat pentru județul Bacău, cu destinație directă, 32 de milioane. Și apoi, astăzi, noi am împărțit 27 de milioane. Cum vi se pare echilibru? E o întrebare retorică, evident. Cum vi se pare echilibru? Cum ar fi trebuit să fie repartizate aceste sume? Mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți și noi, domnul președinte, o singură, că mie mi-a plăcut... 34, noi sunteți la guvernare împreună cu PNL-ul. Cum ați împărțit 34? Am o considerație deosebită pentru dumneavoastră și mi-a plăcut exact cum ați ridicat problema, dar cred că este foarte important, foarte important, să începem să-i certăm întâi pe ai noștri. Pentru că, în principiu, eu am spus că am făcut acest amendament pe principiul echilibrării bugetare. Pentru că dumneavoastră a spus în mod corect. Dom'le, nu putem să dăm numai la mulțumit. Dar ia uitați-vă, în decembrie și în martie, unde am plecat numele. Și atunci eu pot să-i las pe ceilalți să nu se dezvolte. Am comparat 32 cu 27. Sunt de acord, dar trebuie să începem de la noi. Nu pot să-i las pe ceilalți. Mai e domnul consilier. Lasă să apuc, că lasă. Domnule președinte, vreau să ne aducem aminte perioada 2016-2020, nu neapărat ca un reper din punct de vedere administrativ pentru municipiul Bacău, deși eu zic că au existat suficiente puncte de a merge înainte în acel moment. Municipiul Bacău a pierdut, stimați domni,
sau în fine, circa 5 milioane de lei pe an, sume care ar trebui să fie echilibrate din bugetul Consiliului Județean. Municipiul Bacău a acceptat aceste chestiuni exact din principiul echilibrării necesităților și nevoilor pe care le are întregul județ. Pe principiul în care un OAT de dimensiunea municipiului Bacău are suficient de alte surse de venit. Mai mult decât atât, haideți să fim foarte sinceri și foarte onești și nu cred că ne puteți acuza în momentul de față că suntem partinici într-o zonă sau în alta, chiar dacă suntem de stâncă. Sumele pe care au fost, aprobate de către guvernul PNR, USR, UDMR, plus în luna decembrie, prezintă în momentul de față, raportat la sumele pe care le prezintă Consiliul Județean, o zonă de echilibrare. N-aș vrea să spun că este un plus în sarcina guvernului. A fost, într-adevăr, o zonă de echilibrare pentru ca fiecare dintre aceste OAT-uri să beneficieze de ceva. Vă garantez că banii pe care au primit OAT-urile în luna decembrie au rămas în marea lor majoritate necheltuiți în trezorerie. Și sunt în momentul de față la dispoziția OAT-urilor spre a fi cheltuiți pe bugetul anului care e. De aceea eu zic că ar trebui să fim cât mai echilibrați, să lăsăm deoparte un pic această zonă de politică sau de declarații politice. Pentru că în momentul de față, dacă este să facem o verificare concretă a trezoreriilor, dacă este să facem o verificare a trezoreriilor fiecăror OAT-uri, o să vedeți că banii primiți în decembrie s-ar în momentul de față la dispoziția celor OAT-uri care le-au primit și nu au putut să vină. Mulțumesc, domnule Consiliul Județean, într-adevăr, ați sesizat foarte bine acest lucru, că există excedent la nivelul unor anumite primării. Și vă spun un lucru, dezvoltarea județului constă în primul rând și în primul rând nu neapărat în aceste sume transmise către OAT-uri care sunt mici față de necesități. Necesitățile sunt undeva la 800 de milioane, am repetat și s-a dat 27 de milioane de la nivelul guvernului. Cum să împărțim? Ne certăm pe o chestiune care chiar nu are relevanță. Și am să vă spun și de ce nu are relevanță. Că dacă adunăm sumele din decembrie cu sumele de acum, o să vedeți că sunt pe undeva pe la același nivel. 200 plus 50, 200 plus 90. O să vedeți că nu sunt diferențe foarte mari între OAT-uri. Asta vreau să precizez. Mulțumesc, declar ședința închisă și vă doresc un weekend plăcut. We'll be right back.